Astăzi vom afla cei mai populari youtuberi români din 2010 până în 2023. Stați până la final cum o să va fi treaba. Hai să dăm drumul. Mi-a cerut foarte multă lume să fac o versiune updatată a celor mai populari youtuber din România, așa că aici este clipul. Nu uitați să apăsați și voi acolo click pe butonul de like și de subscribe. Vizionare plăcută! S-a apucat Creative Monkeys în septembrie 2010. Mamă cât a prins. Mamă cât și-a luat avânt. A venit și schifit în ianuarie 2011. X lucruri în... A venit și el în... Mamă ce crește copaci, mică. I hate pink. Levie case. Sunt re. Un curubulan. Am mai venit încă 3. Bun. Eco. A început conflor, a hipin. Păcă creative, conflor. Ăsta-i nou. A început în ianuarie. Deci da, stați până la final. Nu uitați de un like și de un subscribe. Să facem cât mai repede 2000 de abonați. Bun. Mama, cum se dezabonează de la vechi creative monkeys. Mamă ce orb. Ia. Bătălie între Smenta și Bianca. Ia. Da, așa e reclamă. Gata, bun. Cam așa arată clasamentul în momentul de față. Suntem în iunie 2015. Eu am început în martie, să zic așa. Dar nu o să fiu aici. Intrăm și în 2016. Văd că Mihai Alec Hash mai are încă 28.000 de abonați și face 1.000.000. Top. Deci Mihai Alexas a făcut 1.000.000 de abonați în iulie 2016. Mamă, ce urcă. Ile se bloc. Ea îl depășește pe Bianca, da? L-a depășit și pe Bianca, da? L-a depășit și pe ăsta? Ia. Ia că l-a ajuns pe Bianca, da? Cu Maxi Curapa. Ia. Văd că
Ăștia patru de sus se bat. Ia. Max Infinity e primul în decembrie 2017, când a început anul 2018, era primul. Bun. Mamă, ce urcă noaptea. Ce urcă Shelly, doamne. Ia. Urcă Isabeloi. Shelly este primul cu 2 milioane de abonați. Ia. Acum Isabeloi e pe primul. Bun. Cam așa arată clasamentul în decembrie 2019. Față diferență de două, aproape 300.000 de abonați. În 2020. Bun. Deja suntem în toamnă 2020. Bă, că și el este puțin acum. La maxim trebuie să îl iau cu Isabeloi. Acum așa l-a. L-a luat în aprilie 2021. Vă că și le-a făcut 3 milioane de abonați în mai 2021. Vă că Vlad Bulteanu l-a depășit pe Bianca Adam. Bun, imediat se termină, suntem în iunie 2022. Mamă, ce urcă Andra Gogan. Bun. Hai să vedem, acum intrăm în 2023. 20 decembrie, ianuarie. Bun, văd că Gamila a depășit Antonio, Antonio Stican. Andra Gogan urcă. Și atâta. Bun. Cam asta este topul fără canale de muzică. Și aici, și ăsta a fost fonta pe 30 august. Era pus videoclipul, văd că Shelly e pe locul 2 și Max e pe locul 1, are aceeași număr de abonați. Deci Max Infinite are 3.280.000 și Shelly are 3.280.000. Deci cam asta a fost totul. Dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe, iar noi ne auzim alta data viitoare. Pa! Cam așa arată. Cam așa arată și canalele englezește, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sunt 8 canale noi aici, deci da. Pa!